Astăzi avem iarăși o piesă, să zicem, destul de interesantă de făcut. Trebuie să curățăm găurile acestea. Aici poate reușiți să observați, este inserată în fontă o țeavă de fier. Doar că la turnare, din greșeală probabil, s-a scurs și fontă în interiorul țevilor. Și acum trebuie să ne chinuim să-l scoatem sau să-l găurim. Cam așa arată prinderea noastră. Avem aici un murghiu de 500 lungime. Piesa, adică adâncimea găurii, o să fie undeva la vreo 300, așa, 350, nu știu, n-am măsurat încă. De aceea e bine să aveți și o mașină relativ mare de găurit. Altfel, practic, era imposibil să prind piesa. Pe freză nu aveam suficientă cursă. Deci doar, adică în atelierul meu, doar pe mașina de găurit se putea face. Mai era o variantă, dar era mai greu de centrat. Scuzați mizeria, eu n-am reușit încă să curăț strâmbul. Puteam să-l prindem pe sania transversală cu niște piulițe T, dar era mai greu de reglat înălțimea, și să prindem burghiul în universal sau direct în conul morse a axului principal. Deci asta era cea de-a doua variantă și care pot face doar pe strungul acesta, deoarece strungurile mai vechi, să zicem, relativ mai vechi, nu au canale de piulițe T. Și de acesta îmi place strungul mai mult, sau îmi place generațiile relativ mai noi, pentru că sunt mult mai universale. O să începem găurirea, să vedem dacă iese. Prinderea am făcut-o în menghină mare, și am prins menghina jos, am centrat doar cu burghiu, sper să fie în regulă. Nu știu dacă țeava este perpendiculară cu fundul piesei, dar mi-asum acest lucru, mă vedem ce iese. Și dacă puțin abaterea burghiu, oricum la lungimea asta se deflectă și sper să nu se rupă sau să... Adică, primul rând, să nu ne accidentăm. Hai să vedem ce iese. Prima gaură este dată și a mers destul de greu, chiar foarte greu. Din păcate, probabil după aceste două găuri, burghiul nu va mai fi bun. Freacă foarte tare, e nasol cu fontele, pentru că au la suprafață nisip care s-a turnat, care este foarte abraziv pentru sculea șchietoare, inclusiv pentru carbură. Vârful burghiului, după prima gaură, l-am și tăiat, că s-a uzat foarte tare. Am nu știu dacă s-a uzat sau aici pare să fi avut și un defect de fabricație, că muchia asta tăietoare de pe lateral este mai mică decât pe partea cealaltă. Deci, probabil a avut și un defect românești, nu sunt cele mai bune. Și am tăiat porțiunea asta după ce am atins puțin gaură, așa cum pare să fi mers până, adică am mers până la semn, undeva 400, cam până pe aici. O să fie un fel de galerie de ventilație, nu știu exact
la ce se va folosi, dar știu că va trebui să frezez și interiorul canalului. Nu știu dacă reușiți să observați, dar este, sunt mai multe găuri aici, care probabil o, ceva cu gaze, cred, ori arzător, un fel de arzător, ori recuperează ceva gaze pe aici. Nu știu. Vedem. Dar partea asta de frezat, să zicem că va fi puțin mai ușor. Găsim noi o freză mai uzată și încercăm să frezăm. Păcat de burghiu, că burghiu este nou. L-am cumpărat special pentru operațiunea aceasta. Șaise. Stați să vă arăt ceva ce am observat acum. Unde? Vedeți? La îmbinare. Nu știu dacă o să observă. A crăpat. Burghiul a crăpat. Oh, na, fix asta mă lipsea acum. E burghiul nou, nouț. Da, deci aici a fost forjat. Opa, stați să vedeți. Da. Am să-l dau jos și am să încerc să-l sudez, măcar să țină pentru aceste două gori. Oricum era compromis, nu mai foloseam în altă parte. Era, să zicem, o sculă dedicată pentru aceste operațiuni, dar parcă nu vreau să crape după prima gaură, măcar dacă o terminam și pe cealaltă. Hai să vedem ce face. Haideți să discutăm acum puțin despre burghie. Sau cel puțin ce cred eu despre burghie. Nu știu exact cum se fabrică acestea cu coadă morse. Dacă știe cineva, aștept un răspuns în comentariu. Deci eu personal așa cred. Cred că cozile sunt din oțel, probabil ceva oțel de scule, și doar partea tăietoare este HSS sau oțel rapid. Bun. După cum se vede și aici, nu știu dacă reușiți să vedeți, dar se vede că e altă compoziție chimică și nu cred că e de la tratament. La burghiu acesta mare se vede mai bine. Deci se vede că acesta, sau cel puțin așa consider eu, că acesta este un alt material și acesta este un alt material. Și ele împreună au fost laminate. Într-un proces tehnologic, bineînțeles, în fabrică. Și acest burghiu, dacă observați, are o dungă unde a fost, cred eu, laminat. Nu cred că a fost doar tratat termic până aici și acesta până aici și acesta până aici. Eu cred că acesta este un material disimilar părții active a burghiului. Și la acesta pare să fi cedat la laminare. Deci punctul slab de obicei este unde se laminează două materiale disimilare. Cum e și aici, vedeți? Aici se vede foarte, foarte bine că e... Bine, nu vă uitați la burghiu. Burghiu arată groaznic. L-am găsit la FRV. Pentru că îl iau, poate fac ceva din el. Vedeți? Este o linie foarte clară între partea activă și coada. De obicei nu se vede acest lucru. Burghiile astea, la astea două se vede mai bine, deoarece le-am ținut în acid, erau foarte ruginite, și am ținut pentru rugină, să se curețe de rugină. Și atunci a ieșit la ivială mai tare, pentru ochiul liber, dunga asta de laminare. Dacă cineva știe că se fabrică în alt sens, sau se fabrică altcumva, lăsați-mi un comentariu, da? Eu așa pare, deci după ochiul meu. Și acesta a cedat la laminare. Da, sigur, el a strâns peste tot, a atins pe aici. E un burghiu de sacrificiu, dar
parcă nu mă așteptam să cedeze la laminare acolo. Credeam că înainte să cedeze, ori se oprește motorul, ori dacă are cuplaj de suprasarcină, nu mai știu dacă are sau nu mașină de găurit, sau să se rupă, dar nu să se desprindă la laminare. Oricum, acum voi încerca să le sudez și o să încercăm să găurim celălalt. Cealaltă gaură. Cam așa arată burghiul după ce l-am sudat. A apărut și un pic de bătaie, ceea ce e și normal. L-am cetrat cât l-am putut de bine. Hai să vedem ce se întâmplă dacă dăm drumul. Thank you.
măsurăm. Să vedem. Teoretic n-ar fi destul. Doar că mi este cam frică să bag partea sudată în gaură. Că dacă se rupe, nu mai scoate acolo niciodată. Facem o pauză de gândire. Să vedem. Bun. M-am gândit să polizez puțin sudura ca să mă bag mai adânc pentru a ajunge la adâncimea necesară. Și ca norocul nu m-am băgat, pentru că s-a rupt buriu și dacă se rupea acolo înăuntru, nu mai aveam nicio șansă să-l scot. A rămas afară cam 10 mm. Eu acum deja încerc să-l scot. Ca norocul iese, am cu un box de buriu și îl învârt și se învârte și iese. Că dacă rămânea înțepenit acolo, Chiar nu știu ce făceam. Dar de data asta se pare că am scăpat. Cam așa arată piesa finală. A fost dată jos de aici și am montat-o pe freză și am curățat canalul acesta în interior. Aici sunt introduse tot așa niște țevi pentru a circula aer. De fapt, găurile acestea vin jos și ies pe dincoace. Din păcate, burghiu nu a ajuns chiar până la ultima gaură din asta de aerisire. Deci ultimele două nu funcționează și nici n-am cum să bag alt burghiu. Că probabil și cum au sudat ei țevile astea împreună, s-a deformat. Probabil și de în această cauză s-a rupt burghiul. Am băgat ulterior un burghiu mai subțire de 21, parcă. Este de 24,5. Și distanța, adică nu am mai lung și nici nu pot să, și dacă aș cumpăra unul mai lung, probabil aș ajunge tot acolo ca să-l rup. Deci probabil ceva în interiorul găurii nu e problema, are ori s-a deformat țeava, ori e punct de sudură, nu reușesc să găuresc mai adânc. Deci așa o să livrăm piesa. Să-i spunem beneficiarului ce am constatat și vedem ulterior.